Iubiți credincioși, avem bucurie în seara aceasta să întâmpinăm în mijlocul nostru pe domnul profesor Victor Marola, care e teolog și totodată un om deosebit, fost asistent la Institutul la Facultatea de Teologie din București și avem prezent profesor la seminarul teologic cu Buzău sau nu? Inspector pe? Specialitate. Da, inspector de specialitate în cadrul Episcopiei Buzău. Deci ne va prezenta în seara aceasta o temă foarte interesantă. Nu mă lungesc la alte amănunte, pentru că și timpul este întârziat, datorită problemelor de circulație. Noi îi mulțumim că totuși a ajuns și vă mulțumim și noastră ca să vă răbdare și chiar dacă slujba s-a terminat la în jurul orelor 19, ați avut răbdare să rămânem ca să vă așteptăm și să nu plecăm nevoiați în seara aceasta, fără să, adică, să fie în lipsă această conferință. Dânsul ne va vorbi despre măreția persoanei umane, sensul existenței omului, dar și dacă putem vorbi de oarecare finalitate a existenței sale sau cum privește teologia o finalitate a omului. Omul va dispare în univers, la un moment dat, când va dispărea lumea, sau nu? Sau toate se vor transfigura în Hristos? E un răspuns pe care îl vom aștepta în seara aceasta de la dânsul. Așa, după o scurtă prezentare, îl rugăm să ne prezinte conferința din seara aceasta, iar noi cu atenție să le urmărim, iar la sfârșit să așteptăm și întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc că ați avut răbdare, că ceea ce vorbim trebuie să știi să nu încep cu formule, să zic așa, din complezență, oricât sunt onorat cum ați așteptat și cred că m-am pus răbdare în centru. Dar ca să ajung aici, trebuie să ne pășim niște situații delicate, la Buzău, domnului grupamenți au venit două autocare cu credincioși, cu turiști, în sfârșit, și n-avea cine să echipeze de la Catedrala Voievodană și la Bibliotecă. Și atunci a trebuit să stau și am fost ăsta întârziat, am luat un taxi, am avut o ocazie, am mai luat un taxi până aici. Și în sfârșit, a vrut Dumnezeu să ne întâlnim. Când vrea Dumnezeu, se gândește cu Dumnezeu. Chiar dacă întâmpinăm anumite neplăcere, vete, blocaje în trafic, dar dacă avem gândul în Dumnezeu și suntem pe cale, sigur că persoanele dragi în Hristos se întâlnesc. Oricât am ocolit noi să spunem, oricâte situații nedorite ai întâlnirii, Hristos este cu Duhul roții, așa cum vedeți vorbatul la o bicicletă. Și de aici sunt câteva spiții cu specializările, cu orientările fiecăruia. Dar cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, plecăm de la Botezul lui Hristos, a copilului în Hristos. Și când revenim la biserică, după un periplu de 70 de ani, 70 sau 50, cât trăiește Dumnezeu și cât suntem mai de prudenți cu sănătatea noastră. Și tot aici ne place, în Biserica Slavei lui Dumnezeu. Și unde se simte sufletul mai ușurat,
chip nesângeros, în mâini de lut omenesc, așa cum le are fiecare preot consacrat de către episcop, și tot aici, îngerii conglosuiesc atât la Utremie, cât și la Dumnezeiască Liturghie. Și dacă în alte spații, cum ar fi teatrul sau alte locuri, oamenii se duc din alte interese pentru o distingere, noi aici venim pentru ceea ce îi trebuie sufletului. E tot un fel de cultură, dar o cultură a sufletului. Aș putea spune, citându-l pe Rafael Maica, că este o agricultură. Pentru că noi suntem constitutiv creație și din pământ am fost scoați, același pământ ne vom întoarce. Cu alte cuvinte, sigur că este o agricultură, adică o cultură a pământului care sunt eu, dar nu oarecum, ci după voia lui Dumnezeu, pentru că El a mutat sămânța ca semănător. Și dacă a rânduit ca noi să fim prezenți în biserică, înseamnă că nu ne-am născut aleatoriu. Foarte bine. Și aici o să continui ceea ce a început Părintele, legat de tema de astăzi. Foarte bine puteam să nu fim. Fie dintr-un accident, fie în urma unei situații nedorite în mamei timpul sarcinii, fie la șoaptele unei vecine sau unei femei, și am fi putut să nu fim. Dar reiau același fapt. Când vrea Dumnezeu, se privește în viața femeii. Așa că Dumnezeu a fost să vă nașteți, cum ne-am înțeles fiecare. Și atunci suntem și noi datorii, pentru că fiecare ați muncit, ați învățat, ați străduit într-un fel sau altul în timpul vieții, dar ați primit ceva, un salariu, ați primit un premiu la sfârșitul anului școlar. Ne-am bucurat, sigur, dar era și efortul nostru. Dar pot să vă spun cu convingere că noi am primit ceva de la Dumnezeu pentru care nu avem niciun merit. N-am făcut niciun efort ca să meritam acel moment. Și anume sufletul. Și din moment ce acea constituție microorganică a primit Duh de viață, suflet, înseamnă că noi avem o datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a chemat din neexistență. Și tot la El trebuie să merge. Acesta este sensul existenței omului. Acum suntem pe cale. Poate cu toate umbrele tinereții. Suntem pe cale, chiar dacă uneori mai sunt cuvântul neprielnice. Chiar dacă sunt șoapte înșelătoare, spunea și Petre Țuțe, că a fost un moment în biografie de preot, când prin anii 30 era un mod ideologic, așa, de a neca. Dar, după 30 de ani, și-a dat seama că ceea ce neca, de fapt, era ființa lui. Pentru că el era efectul unui zbor. Și dacă neca zborul, și neca existența lui, ceea ce era o inconsistență. De asemenea, Ștefan Augustin Toinaș a fost întrebat dacă el crede în Dumnezeu. Și a spus, am crezut de mic, am învățat o versiune ca de poezie. Și a venit un moment, anii 40-46, când le era rușine uneori să mai spună cu mărturie, cu credință, cu convingere, că ei
acolo, între patru pereți și dale de piatră de jos, care uneori țineau loc și de loc de odihnă, de așternut. Când nu avea cu nimeni ce să comunice, și-a dat seama că în zestrea minții lui, în sufletului lui, era depozitat parte de la mine, de la ele. Și anume acele rugăciuni. La momentul respectiv, poate nu erau atât de conștientizate ca semnificație. Și acum a început să-și le amintească și să le rostească. Dar nu le rostea cu convingere, cu tărie, cu nădejdea că Dumnezeu îl va ajuta. Și așa și fost. Am mărturisit lucrul acesta, poate la cea mai frumoasă emisiune care o avem mai pe toate canalele, profesioniștii. Înainte de a muri, el a spus lucrul acesta, că rugăciunile învățate în copilărie l-au ajutat să treacă de momentele grele ale închisorilor. Ba mai mult decât atât, Părintele Dumitru Stăniloae, arătând oarecum cât de edificator este sensul existenței noastre, Hristos Învățătorul, Marele Arhierar, spunea că el a învățat la Cernuț, a învățat la Sibir, l-a căutat pe Dumnezeu în cărți, l-a căutat în Academie și întâmplător l-a găsit în satul său, la oameni simple care se duceau cu convingere la biserică. Și în temniță a învățat la adevărat ce este rugăciune. Îmi dat seama, un teolog, un fost rector al Academiei Teologice din Sibiu, am mărturisit cu sinceritatea obstinienă că în temniță am învățat să se roage. Oare noi să așteptăm să vină chinuri peste noi, cercări, prigoniri, opririști? Nu. Avem libertatea în care ne putem ruga cum dorim noi. Sigur, în primul rând, cea mai completă liturghie, cea mai completă rugăciune este dumnezeiască liturghie. Aici nu este o simplă rugăciune. Sunt multe rugăciuni. Și așa cum am menționat, nu numai mai rugăciuni, ci și îngerii compresului cu doxologesc, cu părinții, cu Hristos care stă nevăzut. Altfel spus, când conștientizăm la vârsta adolescenței că existența noastră nu poate să fie întâmplătoare, atunci căutăm răspunsuri raționale. Și acele răspunsuri le-am căutat și eu, să zic așa, deși eram oarecum orientat să urmez studii seminariale, dar trebuia o dovadă rațională. Și acea dovadă rațională am găsit-o la profesor de matematică, în clasa 8-a, care după fiecare ecuație de gradul 2, ne invita la tablă să revedem și noi. Și apoi spunea, slavă Domnului, să revedem la oile noastre. Mai făcea o paranteză, o istorioară, care tădea educație fetelor, să nu se mancheze, să nu știu ce ochii, că sunt frumoase, sunt tine. Așa este creația lui Dumnezeu, dacă nu este pervertită. Eu tot auzind o slavă Domnului să revenim la oile noastre, era ca un light motiv, mai ales la profesorul de matematică, era cea mai exigentă. Și corect, în același timp, am zis, nu se poate ca profesoara mea să nu fie credincioasă. Și o văd la Catedrala din Galați, în partea stângă, în vremea regimului, să zicem, înainte de 1989, lângă reatra Sfântului Panteleimon. Cu atâta smerenie, ea care putea să fie o femeie foarte mândră, la cât cunoștea. Era o femeie cardiacă, odată pe lume lipsea, mergea la spital. Dar dacă ea a fost credincioasă, în discreția vieții ei, fără să facă în casă, a binecuvântat-o Dumnezeu în ciuda suferinței cardiace, să ajungă la 86 de ani și astăzi trăiește. După 1989, întâmplător am aflat despre ea că este președinta femeilor
ortodoxe de grămați. Atunci nu se mai zicea de profesoara de matematică. Și atunci am zis, dacă profesoara de matematică crede în Dumnezeu, eu mă duc la seminar. Și așa a fost. Sigur, era o dovadă politică. Eu n-am avut oare cum drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel, Saul, care încerca să urmărească pe creștini și eventual să le mulțumească, dacă să le facă o rechizitură. Și atunci Dumnezeu, văzând energia și capacitățile lui, într-un fel, l-a orbit cu lumină și a văzut la pământ. Și l-a întrebat, Saule, Saule, pentru ce nu te punești? El s-a trezit, oricum, needificat. De unde audim vocea aceasta? El nu l-a întâlnise pe Hristos, auzise despre El. Urma să devină cel mai mare rabin de al legii vechi, să zicem, mozaice, din ținutul iudei. Dar Dumnezeu a avut altă rânduială cu El. Poate că pe dumneavoastră, unii au vrut să vă dea altă destinație profesională, sau să vă căsătorească în altă loc. Sau, în sfârșit, cine știe ce întâmplări, dar Dumnezeu v-a dat o cale mai bună. Câteodată ceea ce cerem noi este registrul necesităților lumești. Și uneori prisositoare, uneori necumpienici, având prea multe avuții, îți pierzi liniștea și mai poți dormi noaptea. Pentru că vine termenul scadent și trebuie să dai salarii pe oameni și nu știu. Și câteodată un om bogat este cel care are foarte puțin. Aia e bogăția lui. Adică cugetul lui este curat, este liniștit și se poate obișnui noaptea. Să nu vă supărați vreodată pe viață că nu sunt bogați. Cineva pregăta o situație cum că bărbatul la 50 și ceva de ani era foarte neliniștit. Nu învățați ce este cu adevărat bogăția, ce sensul profund are bogăția. Noi suntem oameni bogați. Pentru că a făcut Dumnezeu să ne naște. Și că ne-a dat un suflet. Dar noi realizăm mai această bogăție. Părintele este un om foarte bogat. Pentru că l-a chemat să fie nu doar un profesionist al lumii, ci să fie păstor de suflet. Suntem bogați chiar poate în lipsurile noastre. De ce? Pentru că îl avem pe Hristos în mintea noastră și la spital. Și când mergem la cimitir pentru cei dragi. Și când conducem pe Părintele nostru pe ultimul drum. Acolo noi nu mergem singuri. Mergem cu Hristos. Și oricâte probleme. O tânără femeie care se duce prima dată în blocul operator să nască și ea este speriată la prima experiență maternală sau de neonatologie. Și cu toate astea Dumnezeu nici pe ea nu o părăsește. Și zice o femeie care vine la altă tânără la operator. Dragă, zice, ai spus tatăl nostru? Cea mai simplă rugăciune pe care am învățat de mici. Și ea atunci profesoara de engleză. Cum adică o să spui tatăl nostru? Spui alte rugăciuni mai complexe, atlantiste, canoane. Dar acea bătrână este oarecum îngerul trimis de Dumnezeu cu un medicament pentru sufletul, pentru conștiința acelei tinere mame. Că dacă sufletul este tare, omul trece, este orice încercare. Și sigur că nașterea a fost foarte ușoară. A spus tatăl nostru cu convingerea, poate că nu ne dăm seama că femeile dau mâna cu moartea atunci. Nu știm ce se va mai întâmpla. Și după ce a fost prima naștere atât de ușoară, care nimeni se gândea, de obicei, primele naștere se gândea, ea și-a dat seama că pe ea a ajutat-o cineva. De atunci este nelipsit la biserică. Sensul existenței noastre ca
și formulare pare într-un limbaj filozofic. Oare este un sens ca și o direcție, cum ne ducem la market sau cum ne ducem la grădina zoologică sau la serviciu? Sigur, poate necesar și sau este alt tip de sens? Este un sens edificator. Un sens, poate, care ne edifică, ne arată că nu suntem doar viețuitoare, bipede aici, ci avem un sens transcendent, superior. De ce? Pentru că omul, spre deosebire de celelalte viețuitoare, are și un suflet. Și atunci, cu sufletul, el are ceva din Dumnezeu, iar cu trupul are ceva din natura creată. Sufletul, el totdeauna nu va tinde spre pământ, ci va tinde spre cele înalte. Cuvântul antropos, înseamnă privitor la cele înalte. Latinii au luat termenul de homo, de la lucrul acesta, homo, pământ. Grecii au păstrat cuvântul pentru om, antropos, de aici avem antropologie, adică toată disciplina care se ocupă cu înțelegerea manifestărilor umane. Sensul existenței omului nu se oprește aici pe pământ. Nu aici suntem pe cale, în limbaj creștin. Și oricât am lucrat, oricât ne-am străduit, niciodată nu avem impresia că am făcut totul. Și cel mult am făcut cele de datorie. Dar oricât ne-am străduit, ca și Sfinții Odinioară, ei se lăsaseră cu toate necazurile și neputințele lumii, și prin virtuți și rugăciune și iubire dezinteresată, prin exercițiul nevoinței, se ridicau de treaptă în treaptă. Dar niciodată nu ajungea cineva să se identifice cu Dumnezeu în ființa sa. Este de neconceput rațional și nu numai ca să ne asemănăm cu Dumnezeu după esență sau ființă, face ceva după faptele sau după lucrările sale, după virtuțile, după toate activitățile Mântuitorului, ar trebui și noi să învățăm. Spunea Părintele Galeriu, fiind la canal închis în 1952, parcă, că a fost urmărit un soldat. El făcea și porția, dacă vreți, norma de lucru a unui învățător mai firav, mai intelectual. El fiind din județul Bacău, de la Bacău, de la țară, era bine constituit și l-a ajutat și pe celălalt să nu fie pedepsit. Însă, un soldat necugetat, într-o ironie, l-a lovit peste un braț, pentru care să fie avut vreo 35 de ani, și poate 30 de ani. Vă dați seama că nu putea să replice la vârsta unui bărbat. Dar n-a făcut acesta. S-a rugat pentru el și pentru luminarea minții, pentru că poate mai devreme sau mai târziu, sau la sfârșitul vieții, să regrete că a ocupat pentru preot. Se spune că băieții, copiii care lovesc părinții cu mâna, palma, acea mână nu se va usca. Sau, iertați-mă, nu va putrezi. De aceea, niciodată, să nu, și când măcar să vă ridicați, să loviți pe tatăl în vârstă sau pe mama în vârstă. Sau pe cineva, sigur că sunt situații care trebuie să ne apărăm, este firesc, să ne apărăm familia, să ne apărăm copiii, să apărăm pe cineva în dificultate. Dar dacă cineva ne pricinește răul, să nu fim fiare, să fim după modelul lui Hristos, blânzi și smeriți cu inima. Pe omul nu-l întorci cu răutate, cu răzbunare. Uitați-vă legea Talionului, așa cum au preluat-o musulmanii de la evrei.
Acum ajung să se războiască contra evreii, nu vor ceva, nici musulmani nu vor ceva. Și atunci ce-a făcut răzbunarea? Oamenii se luptă între ei și se bucură cu diavolul. Se spune câteodată, iertați-mă, nu vreau să jignesc mine, este o istorie oameni. Diavolii sunt peste tot, lucrurile rele. Și la mănăstiri, îi împunge, chiar și sunt mănăstiri urmate. De asta și-au avut plăcerii la mănăstirea Silvestrie. Ca nu cumva un cuvânt să fie interpretat greșit și să trezească animozitatea, adversitatea unui frate, care poate n-a auzit nimic. Și atunci și-au avut plăcerii. Și își spun ca psalmistul, făcut-mă ca un om ce mă aude și nu are curare în stare. E sigur că se spune că diavolul însă, postul mare, să pună atatilor, se duce la Biserica Sfântă. Adică acolo sunt mai mulți, nu mai mult. Ca totuși să reușească să câștige pe cineva. Și pleacă de București, nu mai stăți un diavol în București. Zice, un singur mai stră, mai tineri așa, nu are putere mare, și stă picior peste picior deasupra Bucureștiului, privind spectacolul acestui lucru. El nu mai lucrează, lucrează oameni. Este o situație tragicomică. Este totuși, într-un limbaj, dacă vreți, de digresiune de istorie mare. Dar cu cât o cetate, o urbe este mai aglomerată, cu atât și problemele sunt mai numeroase. Și nu le putem dispersa pe aceste lucrurile decât cu rugăciune și cu plânteze. Dacă încercăm să fim temperamentali, să fim colerici, să fim răzbunători, nu facem decât să întreținem acel foc. Și atunci nu e de folos Domnul. Sigur că Hristos este sensul existenței noastre. De ce? Pentru că o minune mai mare decât a făcut Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, lăsând slava treinică, coborând în cele din care a fost alcătuit omul, El Creator, coboară în creaturi. Ea, în condiție umană, trup ca și noi, cu cele fiziologice necesare, a însemnat când era pe cruce, a plâns în sâmbătă al lui Lazar, la moartea prietenului lui, a mâncat și El cu ucenicii, amintiți, dacă vreți, minunea înmulțirii pâinilor sau a peștelor. Și cu toate acestea, Hristos a fost afară de păcat. Și Dumnezeu fiind a ajuns pe cruce, deși lumea văzuse câte minuni a făcut. Și tot lumea care l-a aclamat l-a răstignit. Ce înseamnă psihologia mulțimii și cât de ușor oamenii pot fi manipulați. E suficient să strige cineva și apoi toată mulțimea să se învolbureze. Și pe cruce fiind, avea putere, era atât puternic, să cheme o legiune de îngeri și să cutremure lumea. Sau nici măcar la îngeri trebuia să apereze. Trebuia numai un cuvânt și pierdea lumea. Dar el nu a venit pentru răzbunare. Chiar dacă tot ceea ce trebuie îi se era cu nedreptate, nu era vinovat. Și atunci, exemplul cel mai frumos, preluat oarecum și de Apostolul Ștefan, de diacon Ștefan cel întâi ucenic, când a văzut batjocura oamenilor, cât a putut să suporte ca fire umană, s-a rugat de Dumnezeu să nu le socotească păcatul acesta. S-a rugat să ierte, că nu știu ce fac,
cei care vorbesc rău în prezența noastră, cei care sunt violenți în prezența noastră, căutați să nu răspundeți mai deloc. Pentru că dacă un singur cuvânt a primit în și mai mult, cea mai înțeleaptă formă de a ne manifesta este rugăciunea în taină. Și atunci, sigur că Dumnezeu rămânește că pun pe mintea încetășată a omului și îl temperează. Îi trece momentul acela nepăcut. Sensul existenței noastre nu poate fi gândit în afară de Hristos. Pentru că atunci viața noastră ar fi ca o corabie care naufragiază dintr-o stâncă în capă, prin patru de valuri. Dar noi știm că acea corabie, unde Hristos este cărmaciul, cu toate vânturile de pierice, nu naufragiază. În acea corabie vom fi salvați. Biserica, aici de pe pământ, este cedată de Dumnezeu cum omnească în fericitul Augustin, în decenitate de ei. Indiferent ce s-ar întâmpla, noi dacă am fi în biserică, vom fi salvați. Cu toate greutățile, cu toate greșelile vieții noastre, dacă noi avem de Hristos în suflet și în minte, plecând de la Dumnezeu pentru că și Hristos e Eucharistie, nu ne mai temem de nimic, nici măcar de moarte. După ce a înviat Hristos, știți că există la strană o cântare în care se întreabă retoric unde este martirul colbul tău? Adică l-a biruit moartea pe Hristos? Nu, Hristos s-a ridicat într-o slavă, pentru că Dumnezeu și finitul lumii nu-l poate ține pe Dumnezeu care este infinit și izvorul vieții. Începutul și sfârșitul. Alfa și Omega. Iată sensul vieții noastre. Dacă noi am pornit de la Hristos pe botez, trebuie să continuăm cu Hristos către Împărăția lui Dumnezeu. Viața de aici, pe care ne bucurăm, trebuie să ne cunoaștem. Ne bucurăm că am ajuns la pensie. Unii dintre dumneavoastră. Unii se bucură că și-au avut de fericirea la vârsta tinereții. Alții se bucură că au primit ca binecuvântarea lui copil. Dar, de fapt, viața de aici este o antecameră. Omul poate avea, să zicem, patru sau trei locuri unde trece. În stare embrionară, intrauterină, 9 luni sau 7 luni. Apoi, o perioadă temporală de 70 de ani sau 50, 90, sunt oameni care trece 113 ani. Și cu toate acestea, asta nu este viața adevărată. Asta este pregătirea pentru viața adevărată. Așa cum, dacă am ajuns la biserică, știți că sunt oameni care vin la biserică duminica, cumpără 4 lumânări, se duc la plin și spun acasă soției, draga mea, am fost la biserică. El a prins lumânările și apoi se duce în drumul lui. Limbă, se duce la un talșor, se duce la un bere, dar el zice că a fost la biserică. Ei, cum să vă spun? Când ai ajuns în pregvorul lui în casă, nu înseamnă că ești în casă. Trebuie să intri în casă. Și nu știu ce îi ține pe unii, să nu poată să pășească dincolo, doar nu îi răspunge nimeni afară. Nu s-a întâmplat nimeni afară de faptul că poate cineva care nu e totalitatea facultăților mentale, să urle în biserică. Sau să țină. Nu sigur că trebuie să ne putem afară. Dar, pentru că nici mai ne deranjează cultul în alte locuri. Dar atât timp cât putem veni ca adulți la biserică și nu intră, înseamnă că e un blocaj psihic. E o problemă de psihologie. E un blocaj psihic. Eu trebuie să depășesc acel blocaj. Da? E ca și când am învățat, dar nu pot să dau un examen. Deși știu, parcă nu mă ține cineva. Sunt timorat, mi-e frică. E ca să reușesc
te prezinți. Da? A doua condiție este să mai înveți ceva. Și a treia condiție și ultima, te ajută Dumnezeu. Când vrea cineva să vină la biserică și chiar de-ar fi în fir, tot poate ajunge, să știți. Astăzi sunt și modalități de acces pentru cei care au probleme de locomoție. Aș putea spune mai mult decât atât, când o doctoriță spunea că în județul Bord, lumea nu-i credincioasă. Eu am ajuns la biserică acolo, într-un sat vecin, și am văzut un bărbat care schimba lumânările în față de sfeșnic, din mediul rural. Și avea de un picior de lemn sau în sfârșit, nu știu ce avea, putea să nu se realiza flexiunea de la genunchi. La crez, el s-a pus în genunchi. Și noi suntem în picioare. Cum s-a pus în genunchi? A îndoit genunchiul sănătos, s-a așezat și cu celălalt a stat dreptul spate și era în poziție de rugăciune a crezii. Iată că și atunci omul poate sta în genunchi, dacă vrea. Dar să nu fie o biserică duminică, e cea mai mare suferință, să știți. Cea mai mare suferință pentru om. Că te-ai dus mai târziu, îl primește Dumnezeu și pentru harul în ceasul la 18 ani. Așa spune Sfântul Ioan Gurgheanu în rugăciunea aceea din canonul Pascal. Chiar dacă dumneavoastră postiți cu postul. Dacă cineva poate că n-ați decât câteva zile înainte de Paște și spune Părintele că nu este vrednic să împărtășească și Părintele îi dă dezlegarea, câteodată de unde știm noi că cel din urmă nu va fi cel din urmă. Și cine știe ce surprize vom avea la judecată și în viața veșnică? De oameni pe care noi am considerat că dezinteresați, că sunt neînsemnați și aceea să fie înaintea noastră. Dar oricum, cu gândul la Dumnezeu, trebuie să fim și noi acolo, pe care ați pornit într-un peregrinaj pe Munții Neamțului. Ați coborât la Cetatea Neamțului. Și acolo ați luat-o pe jos spre Vânător Neamț, pe Măstria Neamț, pe Siecuț, pe Sicăstria, peste culme la Sicla, la Pistea Sfântei Teodora, și apoi la Agapia Veche și Agapia. Dacă ați pornit, continuați drumul. Ce ați început? Să duceți la un sfârșit. Ați început pe calea lui Hristos, mergeți pe calea lui Hristos. Pentru că El nu este un om care să se schimbe. Noi oamenii suntem ca frunzele și ne mai mișcăm, ne mai îndoim, mai avem neputințe. Dar ceea ce a hotărât Dumnezeu și calea pe care ți-o deschide prin botez este cea mai frumoasă cale dintre împărăția lui Dumnezeu. Finalitatea existenței omului, am anticipat-o, întreabă unii oameni, zice, când va fi sfârșitul lumii? Și unii au zis la 1943, adventiștii din Boston, care ieșiseră din mișcarea baptistă și și-au făcut magazinele lor și au sfârșit, crezând că noaptea de 19 octombrie va veni Hristos, că așa au calculat ei. Dar nu se ia Dumnezeu după calculele omenești. Și n-a venit nimeni. Și după aia a venit și a fost să revin la mine și nu mai cuvint. Și de atunci s-a creat nici care a venit. Dacă mă întreabă cineva, să le răspundeți. Alții au zis la 1978, alții la 1914, la cel primul război mondial. Alții au zis că la 1982. Alții au spus că în 2000 erau și creștini ortodoxi care spuneau. Nu prea erau catehizați. Dar zice că așa scrie la Cartea Sfântă, că nici nu va trece, acolo va fi sfârșitul. Și am trecut și am trecut. Pentru că Dumnezeu nu se ia după lucrurile acestea omenești. Și sfârșitul vieții noastre sau sfârșitul existenței umane nu stă în sarcina noastră. Nu noi ne ocupăm de așa ceva. Mama mea spunea că sfârșitul lumii este, de fapt, sfârșitul fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să mă gândesc la sfârșitul lumii, când va
ci la cum voi fi pregătit să trec dincolo. Sunt pregătit să trec dincolo. Nu suntem pregătiți de deocamdată. Și atunci, ce a făcut Dumnezeu? Atât de mult ne-a iubit, încât ne mai dă timp de pocăință. Ne mai dă timp de rugăciune și de îndreptare. Și chiar așa, dacă am gândit-o în sens literal, finalitatea omenirii se va petrece oarecum cu câteva semne. Apariția acela semnului Fiului Omului. Venirea lui Enoch și a lui Ilie. Sigur, vor fi tot felul de calamități și semne. De războaie, de tremure. Poporul evreu îl va recunoaște pe Hristos. Nici asta nu recunoaște. Deși o ocupare în America, care se numesc evrei mesianici. Dar, în general, nu recunosc pe Hristos. Dacă vă duceți la Ierusalim și mergeți cu părintele, să vedeți câte necutezanți la unii, mai cu perciuni, mai lungi, așa, scui cu părintele. Vă dați seama ce atitudine de răutate. Și asta nu spun eu, că nu sunt xenofob. Traversam la Hanul Mănuc, acum vreo 17 ani, și trece o basculantă pe vremea aia respectivă, mai treceau, fără parapez. Și o tânără domniță lângă mine, mai creolă, s-a mirat așa că n-am văzut în țara ei așa ceva. Nu aveam mașini pe la vechi, în anii 70-80, și cum am fi sărit o piatră în parapez și șoferul respectiv, mai dat cu mești fără parapez. Ea s-a minunat încât nouă ni se părea ceva de firesc. Și îi zic că, de ce nu am văzut așa ceva? După comunicare mi-a dat seama că nu e român. Și am întrebat-o, de unde sunteți? De ce sunteți evrei? Zic că sătorii cu român. Și am zis că am stat la pasajul acolo. Cum sunt evrei? Și am zis, ea spune, nu spune. Cum se fie așa? Păi și românii nu sunt voi, câte îl fac și românii? Omul zice, românii sunt buni, zice, calză. Asta a spus lui el. Ei, cum să spui, domnule, și un musulman dacă nu vezi? Și indiferent ce om de altă marmea, îl respectă, suntem cetățeni, suntem oameni. Dar nici de cum să ajungi, spune domnul. Nu se poate așa ceva. Ei, când vor ajunge evreii să-L recunoască pe Hristos ca Dumnezeu, atunci va fi sfârșitul lumii. Se pare că nu avem de așteptare. Și nu o să fie timpul nostru sfârșitul lumii. Asta, Dumnezeu știe când va fi. Dar, sigur, avem semne și astăzi. Avem război. Avem situații în care nu știu cum de ne mai încălde Dumnezeu. Adultele, incestul, ferească Dumnezeu, nici nu cât mai poate lupta Dumnezeu. Dar cu toate astea, Dumnezeu se răstignește de cruce mereu. Noi răstignim. Cu fiecare cuvânt, cu fiecare injurie, bărbații, cu fiecare blestemăție, femeile. Cu fiecare răutate, e ca și cum dar arunca Hristos pe cruce, imaginați-vă, și noi am face parte de mulțime și mai aruncăm o săgeată în coasta sângerului Domnului Hristos. Și cu toate astea, cât de mult, cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că, nu știu cum să vă spun, noi îl omorâm pe Hristos și Hristos ne iubește. Poate nu se facă așa ceva. Poate doar un creștin. Era o mamă care avea un băiat. Și flăcăia acum în cavaler și a găsit și el o iubită. Și fata i-a spus, tu nu mă iubești. El a spus, bă, da, te iubesc cu toată ființa mea, de tot sufletul. Nu e adevărat. Tu nu mă iubești pe mine. Tu îți iubești mama. Tu mergi cu mine la plimbare, vorbești, te comporți standardul, dar cu adevărat în sine, da? Mama ta o iubește. Și el a spus, zice, ce orice, ca dovadă că te iubesc, și eu să fac. Adun inima mamei tale.
S-a cutremurat cât de mult ar iubi eu pe tovarășa vieții lui, pe iubita lui. Era cu neputință să creadă că ar face un asemenea gest ca dovadă pentru edificarea prietenii lui. Și într-o plecare a minții s-a dus, a luat puțin. I-a scrăpat spiritul mamei, i-a luat mâna, i-a luat inima asta plină de sânge, a alergat printr-o pădure spre iubita lui, că era înalțat, să-i dovedească într-adevăr pe ea o iubește mai. Și la un moment dat, neatent fiind, s-a împiedicat de o rădăcină de prada. S-a împrăștiat acolo și el a văzut, s-a zgâriat, era și până în sânge și a auzit în glasul mamei. Te-ai rănit rău, mamă? Așa este și Dumnezeu, mamă. Mai nu răstignim prin faptele noastre și El ne iubește mai mult decât putem noi să înțelegem că ne iubește. Doar Dumnezeu e capabil de asemenea. Finalitatea existenței omului, chiar de a fi sfârșitul lumii, l-am întrebat și mai departe lui Constantin Calariu, care mi-a fost profesor. Cum va fi la sfârșitul lumii? Adică se vor distruge toate sfârșitul. Și poate nu mi-a răspuns, după cuvântul Scripturii din Noul Testament, la sfârșitul lumii sau după aceste semne, după momentul venirii lui Hristos, toate pregătesc venirea lui Hristos care e discatul. A doua venire, într-o slavă, nu va veni ca un umil, ca un rob, ca să fie din nou răstumit pe cruce, ci va veni ca un judecător. Nu Dumnezeu va judeca lumea, Dumnezeu Tatăl, ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul din treime, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiul. El va primi o slavă și va judeca pe toți. Toți vom învia, toate sufletele, toate trupurile vor fi din nou persoane care spiritualizate, adică fără necesitățile fiziologice, materiale, alimentare. Și atunci, până să ne judece Dumnezeu Hristos, conștiința noastră lucrează și știm ce se va întâmpla. Ce ne mai poate ajuta să rugăciune celor vii pentru ce a dormit. Și atunci, sigur că va fi judecata finală, sentința va fi finală. Judecata care se dă sufletului după 40 de zile de la deces, adică după ce este condiția aceasta umană, nu este completă și nici definitivă. Nu-i completă pentru că se adresează doar sufletului. Sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat, spune Ecleziastul. Iar trupul se întoarce în pământ, în pământul din care a fost alcătuit. Sufletul va sta o vreme, fie în sânul lui Avram, fie într-un loc pe care nu-l dorim și nu-l dorim și la dușman, într-o stare, aș spune, ca să nu înțelegeți locul în spațiu geografic, sau undeva pe o stea sau pe o planetă, unde n-ar fi prea multă apă și trebuie să suferim și acolo, ca un fel de purgator catolic. Așa cum Împărăția lui Dumnezeu se pregustă de aici, dumneavoastră împărtășindu-vă, iertați fiind de către Părintele, de Dumnezeu cu Părintele, care este economul tainului lui Dumnezeu, sufletul, omul pregustă aici, în Pământ, Împărăția lui Dumnezeu. Când ies la spovedanie, nu mai este nici supărat, se bucură plângând. Este un paradox. Îi dau la cărurile de asta ușurat. Calcă pe jos, aproape că nu mai simte omenește. Și apoi când se împărtășește cu Hristos, nu mai este conectat temporal și nici la circunstanțele și concursurile lumii trecătoare.
Când ești cu Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, că nu mai trăiesc eu individual, egocentric, narcisist, ci Hristos trăiește în mine. Ce dar mai mare trebuie să aveți. Momentul respectiv este de har. Și dumneavoastră pregustați Împărăția lui Dumnezeu. Sigur, și iadul poate fi pregustat încă din lumea de aici. Nu trebuie să așteptăm iadul, să vedem cum va fi. Sunt unii oameni care trăiesc iadul de pe aici pe pământ. Și nu-și dau seama cât de fericit este sufletul lor. Aici, pe o perioadă de 10-20-30 de ani, dar o veșnicie care nu se supune cadrul temporalității. Noi ești de milioane, suferind de stomac, în gastroenterită sau în sfârșit cardiopatie ischemică, în sfârșit nu ceva toate denumirile de boli. Aici suferim o milioane, o infinitate, o hipoacuzie, să zicem, nu vedem cum trebuie. E o boală, o suferință, dar suferim o perioadă. Dar dincolo, nu e o perioadă, ci o veșnicie. Ar trebui să ne filmăm, să ne conștientizăm lucrul acesta. Și când îi vezi pe unii că vor să trăiască plăcere în ea, chiar în iarnă de aici, la concertul ăsta rock extrem, death, care traduce înseamnă moarte, sunt unii tipul negri și se aruncă la noroi. Sau răcănesc, scuzați-mă, n-am auzit niciun animal răcănind așa. Niciun animal. Ferească Dumnezeu cât de greu poate să fie muncit un om, un tânăr, aici pe pământ. Trebuie să ne mai gândim cum va fi anul dincolo. De asta vă spun, Împărăția lui Dumnezeu se pregustă aici, o anticipăm, Euharistie cu Hristos, și ea, în fel, se pregustă, tot aici, pe pământ. Se spune că ziua cum se cunoaște de dimineață, un copil care vine la biserică de mânuță cu bunica lui, ce rol au avut în istoria poporului român, în secolul 20. Se spune că în Biserica Ortodoxă la un anticomunism s-au dărâmat biserici și nu s-a făcut catehizare. Sigur că formal, scriptic, nu s-a făcut. Preotul trebuia să liturghizească, să facă serviciile respective, să predice și atât. Nu avea voie la altceva. Dar vă spun eu, știți cine a făcut cateheză în timpul comunismului? Măicuțele date afară de la un mănăstir, care s-au pus în satele lor, sau la textila din Galați, sau la, nu știu ce, altă fabrică de încălțăminte. Acolo a răspândit învățătura de credință. Și bunicile noastre care le-au dus la biserică, ele nu se speriau de acest instrument aparat coercitiv ideologic. Iată, dar că nu ne-am părăsit Dumnezeu nici în perioada comunistă. Eu vă spun că în perioada comunistă, tot atât de mulți creștini la biserică, la noi, poate chiar pe mulți creștini asta. Unde am fost eu? Și acum, slavă lui Dumnezeu, și dacă s-ar mai face o biserică la 100 de metri în această biserică, și aceea se va mult. Pentru că sufletul nostru, oricât i-am dat, și plăceri, și performanță, și biciclete, și instrumente, și călătorii, tot nu-i mulțumit. Putem să-i dăm biblioteci întregi, putem să-i schimbăm serviciul, să-i schimbăm marca de autoturism. Tot nu-i mulțumit omul. Nu-i mulțumit. Că și ea pantofi și la alt stand vede alți pantofi. Și nu-i mulțumit de banii care i-a dat la pantofi. Și spuneți, fericitul Augustin, ca o radiografie, a sa cu o sinceritate de importantă, zice, neliniștit este sufletul meu, să mă odihnie la tine, Doamne. Abia acolo sufletul este liniștit. Noi aici pregustăm liniștea aceasta.
asta ne aducă în biserică, că ne-am rupem de altul. Și bine ar fi să nu mai vedem că trebuie așa în stânga, care are batin pe cap sau care nu are, care are pantofii mai mari și care are ochii așa, și să le facem observație, pentru că sunt oameni mai slabi și pleacă din biserică și cinește cu Dumnezeu. Lăsați-i așa, așa cum vin la biserică. Dacă îi primește de părintele bisericii și noi, nu le face observație. Și într-un moment anume, le spune cu cuvântul frumos și o înțelege, atunci de ce ar face noi observație? Vă mai dau un simplu exemplu, părintele care a avut un ioghin în biserică. Și lumea, chiar în fața icoanei din partea stângă, pictată de Zorii Mântuiesc. Și lumea începea să se uite cum se facă poziția de loc în biserică. Adică, în biserică vii și stai, nu așa. Te rogi, nu așa. El nu știa. Și a vrut cineva să se poate facă observație, că e prea trebuie să ce mai mântat, să-l lasă așa. După o perioadă, a trimis toate ce mai mântat, și a spus, zice, a spus părintele care să veniți la altar. Ăsta când a auzit, era prea mulțumit că stau în altar. Ce să caute la altar? Că nu meritați nici măcar în biserică, dar pe altar. Și a zis, nu, bă, da, veniți că părintele vă cheamă la altar. Și a luat ușor, ușor. Părintele nu s-a uitat la el așa, mustrător. A stat un pic și apoi s-a dus la el și a dat o lumânare. Noi vom ieși preoții cu Evanghelia, crucea și Dumitare să ieși înainte noastră. Cum eu să ies înainte preoților? Da, zice, așa trebuie. Așa că și Sfântul Ioan Botezătorul a fost înainte Mântuitorul lui Hristos. Dar merge să miști așeza și să fiți cu urechile atent, atent la tot ceea ce spune preotul la cruce. De momentul respectiv, acela tânăr nu a mai implicat în biserică. Nu știu sigur dacă nu a afirmat, sigur, studiile teologice de la Tesalonica, era ceva student la Constituție. Iată ce înseamnă economia și prudența și înțelepciunea. Nu-i întoarce pe oameni când îi dăm afară sau când le reproșăm sau le spunem cuvântul. Finalitatea existenței omului nu poate fi concepută creștinește decât în relație cu Hristos. Și pot să vă spun prin mărturile bunicilor, nu din cărți. Bunica, din partea tatălui adoptiv, la 88 de ani, și-a dat 18 în sfârșit și-a plecat pe deal la țintirii. Era ceva firesc. Zice, eu sunt mare de ani, maică, zice. Eu gata, zice. Eu trebuie să mă urmă. Tineri ăștia, săracii de ei. Zice, eu sunt mare de ancat, acolo pe deal. Dar spunea, cu atâta firesc, că noi care ne fricoșăm de moarte, dacă s-ar putea să nu vedem niciodată așa ceva. Dar și moartea, și cortegiul funeral, este, are un rol pedagogic în viața noastră, să știți. Pentru că atunci ne trezim deschidem ochii mari, un fresh și zic, Doamne, a murit colegul meu la 28 de ani. Avea viață înainte. De ce m-a murit eu? Că aveam 34. Un coleg de la istorie. Și am zis în mintea mea, zic, ție Dumnezeu îți dă timp de voință. Îți mai dă timp de dreptare. Că nu ești pregătit să mori. Deci sunt bătrânele care atunci când le priviți, când sunt așezate, sunt frumoase. O să spuneți, sunteți nebun, domnul profesor. Unde ați văzut un mort frumos? Bunica mea, de parte mamei, era frumoasă. De ce? Pentru că avea chipul semin. Ea a fost îmbrăcată. Măicuțele care le vedeți și se duc una pe alta să vă duc la ultimul drum, sunt frumoase. Nu ne sperie. Nu ne e frică. Dacă gândim toată viața noastră în Hristos, viața este frumoasă, chiar și în momentul noastră.
spuneți dumneavoastră că moartea este nefirească și mai nu vrem să vedem, nu vrem să vedem niciodată moartea. E, sigur că nu vrem să vedem, dar va veni. Așa cum se termină ziua și vine seara și vine noaptea, așa va veni și sfârșitul zilelor noastre. Pe unii uită Dumnezeu, să știți, între dumneavoastră, că trebuie să depășiți 90 de ani. Sunt oameni care nu mai țin pe mort, au depășit 110 ani. Fost la o emisiune cu TV2, dintr-o comună a Strejanu, județul Turcia, unde s-au adunat o comunitate, de români. Veniți din Grecia, din Grecia, din Macedonia, în 1925 în Catalonia și apoi, în cadrul schimbului de populație, a trecut Bulgaria în Catalonia și casele bulgare au venit românii, migrau românii și români. Și doamna reportera, treabă de un bărbat, un bătrân, stătea într-un toiac, în alt mic, zice, câți ani aveți? 113. Dar stătea bine moșul niciodată. Nu mai pot să spun domnul la 113. 113. Dar cum? Ce ați mâncat? Ce ați? Ce ați băut? Zice, la cașărie. Adică am mâncat caș, lapte, brânză și ce ați mâncat? Rachimă. A zis el. Bine, n-am vrut să cad pe jos, că nu mai ajungeam la 113. Și apoi, dar dumneavoastră, întreabă de puteți. Câți ani aveți? Și zice, 89. Și cel de 113 zice, nepotul meu. E, iată, dar, că dacă ne păstrează Dumnezeu și dă mai multe zile decât poate ar fi firesc, am meritat mai mult. Poate este tot frumos. Să-i educăm pe alții, să-i întrucăm de bine. Să nu-și pierdă speranța oricâte greutăți și de cazuri și păcate ar fi avut. Pentru că Dumnezeu a pus legea iubirii, nu legea pedepsei lumii. El n-a venit când a ajuns la maturitate să pedepsească la un capăt altul pe toți. Nu. El a venit să se ofere, să ofere alt sens, altă înțelegere. Hristos când iubim, celălalt nu se pare Dumnezeu. Dar suntem Dumnezeu. Prin Harul Dumnezeu, dacă am putut, fiecare devine Fiul al lui Dumnezeu după Harul. Și noi, în raport cu ceilalți necreștini, ce demnitate avem să fim fie lui Dumnezeu. Și vă mai dau un exemplu. Cum să acceptăm această sintagmă că eu, dumneavoastră, să vreau să vedeți Fiul Dumnezeu? Păi da, vă spun. Noi suntem într-o familie de patru copii, dat un exemplu, da? Și eu sunt al patrulea. Nu mă spun ce zic eu, dar presupun. E cineva, ar fi vrut să o influențeze pe mama, să rămână numai cu trei copii, că ajunge acum de 30 de ani. Și cu toate acelea, patrulea copil s-a născut. Cu alte cuvinte, omul n-a avut ca să se nască la patrulea copil. Dar atunci, dacă el s-a născut, cine l-a făcut? Cine l-a iubit? Dumnezeu. Și atunci suntem fie Dumnezeu? Suntem. Iată frumusețea existenței omului. Și atunci, dacă omul are conștiința aceasta, că poartă un nume creștin de sfânt. Și nu orice sfânt. Un când știe că oriunde ar merge în lumea, trebuie în greutăți și l-a salvat Dumnezeu de nu știu câte ori. Din bol, din operație, din cutremur, din accident. Mă, dacă n-am murit, n-am murit. Înseamnă că are Dumnezeu nostru. Finalitatea existenței noastre nu poate să fie nici spațială, nici legată de materialul acestei lumi, că nu luăm după noi ceea ce am acumulat. În județul Galați și încheiem asta, într-o comunitate de rom, la Tofreanu, sat care e mai mare decât Comuna Brăhășești. Sunt bogați oameni acolo,
combinatul să ne rugi, duceau la Timișoara, aduceau mașințe în fiat. Nu vă spun ce. Am zis că dacă mergem în stilul respectiv, copul ajunge o stație. Și am ajuns la un pomenire de 9 zile, am zis să stau un pic să merg acolo, să văd cum este sala cu carul de pește. Și în timp ce stăteam la masă, eu nu vedeam nicio lingă, nicio furculiță. Era un pește acolo, cum ar fi păstrugă sau misetru. Și curios să văd cum este sala. Este extrem de continentată, liberată, acră, ardeiată și întunecată. Deci toate costurile au un loc. Și la un moment dat vine soția celui care am venit de 58 de ani, care era mare jucător de jetoan la viața lui. Și zice, părinte, trebuie neapărat, nu ar trebui să punem totul pe post, neapărat să mergem să-ți scoatem de acolo de la pământ, că nu mai putem la pământ. Ne-e frică. De când am murit, Romica, stăpețul, ne-e frică. Nu mai putem închidem apă. Ne-e frică și ce mai putem să știți. Și când a fost eclipsa pe lume atunci, s-au potezat foarte mult. Toți copiii care erau pe la Andrei, Andrei și când s-au potezat, că au zis că e sfârșitul lui. Oare pe noi nu mai frică să ne aducă la Dumnezeu? De ce să nu ne aducă convingerea, bucuria, dragoste? Și zice, părintele, trebuie să scoatem de acolo că am pus pe niște jetoane ca să aibă pe lumea altă. Vă dați seama ce minte rău? Îi punem bani, îi punem obiecte, ca în timpul cu faraonilor, în timpul Egiptului antic. Părintele zice, nu mai pot să intervin, pentru că acolo mamutul a fost preceduit până la doua venire. Părinte, curim, toți, faceți paratusul mai și nu, prea ca Cristo, când descadă, faceți sfințe acasă, cum o să faceți? Părinte, curim, cu toți, o să veniți la altul mult. Nu știu ce a făcut până la urmă, a luat sau până la urmă. Într-adevăr, îi pusă niște jetoane acolo. Ce înseamnă omul fără minte? Noi îl gândim pe Dumnezeu ca și când ar fi un om. Îi dăm o imagine a trupului morfic. Pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut vreodată, nici noi s-a văzut spatele lui Dumnezeu, nu poate o să vadă pe Tatăl și să trăiască. Doar pe Fiul lui Dumnezeu, întrupat, Hristos, noi nu l-am văzut nimică, ce e de noastră în 2000 de ani. Și avem convingerea că El ne va fi în călăuză, sens și finalitate. El este Alfa, adică începutul existenței mele, din faza urmă. Și începutul existenței tale nu se rezumă la o relație biologică. Începutul existenței mele este în voia lui Dumnezeu. El a vrut ca dumneavoastră să vă nașteți. De ce? Pentru că mamele câteodată contrabile și nu mai făceau și clarificări. Spunea o studentă la matematică, erau doi în familie și au venit după 10 ani de zile a treia soare. Și zic, cum e cu Elena în casă? Ce ne întrebăm cum ar fi fost fără Elena? El face toată bucuria în casă. Deși mama zice, s-a străduit și-a luat. Și degeaba că am luat. Pentru că atunci când vrea Dumnezeu, se trăiește în lumea la fine. Copiii care aveau o destinație rea din partea lui, au ajuns astăzi medici și citesc la acatistă dimineața, în pauza de la serviciu și seara. Sau știu, două acatiste pe noastră și paradoxul Maicii Domnului și rugăciul de seară. Ne speresc. Sunt sfinți printre noi. Și atunci să nu ne bucurăm, nu numai la mănăstire sunt sfinți. Poate și acolo sunt oameni cu mintea tulburată, cu neputințe. Dar nici în iad, nu sunt toți mânci în oraș, nu sunt toți oamenii pierduți. Gândiți-vă la curelarul din Alexandria, din Patericul Egiptean, când se întreba atâta viață de sfințenie pe Antonie și se întrebe, vedea și țesăturile pe ingenișul diavolului, Duhului lui Dumnezeu. Și nici nu știa cum oare să putem trece de el. Și întreabă pe Dumnezeu și pe Dumnezeu,
ce îl ajută pe om. Smerenia îl ajută să hrane cu toate aceste pricini de ele. Și eu se gândeam că e rugător, că este o viață înleasă, că nu mai are parte, pentru că pusese piciorul cu jeratic, când era la vremea întâlnăreței, și a zis, suferă aici, Antonie, ca să nu suferi pe lumea cea. Sau au fost sfinți care mergeau cu piciorul de spulță. Poate că ați auzit și așa în viețile sfinților. Așa. Și el se gândea totuși că ar fi la mersi și Antonie. L-a ales Dumnezeu și i-a trimis Dumnezeu mintea să se ducă la Alexandria să vadă că este un om căsătorit care are 7 copii și face curățenie. Acela e mai ales pe el. Iată, dar, că să vor mântui oameni și urmași și să avem nădejdea respectivă, că indiferent câte necazuri, greutăți reale se întâmplă în lumea aceasta, unde este Hristos, acolo este Împărăția lui Dumnezeu, aici pe Pământ. Și acolo trebuie să fii și dumneavoastră. La tinerețe și nu mai insist prea mult cu lucrurile acestea, nu am venit cu mărturii nou testamentare sau patristice, doar sporadic. La tinerețe ne alergăm după pregătiri la informatică, la engleză, la matematică, după jocuri sportive, după tabere, după excursii în străinătate, după autoturism. În sfârșit facem lucruri și ne robim de 30 de ani. Când Dumnezeu ne-a lăsat să fim liberi, trece de o vârstă încep suferințele fizice, bolile, am mâncăm la timp, în probleme digestive, ne ajungem la spital, ținem regim, vedem ce ai, și ajungem cu voia lui Dumnezeu și cu rugăciune Maicii Domnului la 70 de ani. Și duceți-vă într-un sat pe care din Bucovina sau din Apuseni și întrebați o femeie de 70 de ani, copiii îi sunt plecați, i-a murit bărbatul și o întrebați, ce vă doriți cel mai mult? Noi am spus să fim fericiți. Știți ce ar fi ea? Să am sănătate, să pot să merg la biserică. Asta este sensul existenței noastre. Vă mulțumesc pentru astăzi. Mulțumim, domnului profesor, pentru cuvintele calde. Nu zic chiar conferința ținută, pentru cuvintele calde pentru care le-am prezentat și pentru incursiunea aceasta atât de frumoasă și pensele sănătoasă a tuturor despre sensul existenței omului și finalitatea lui. A subliniat foarte bine că omul nu poate fi conceput decât în Hristos creștin. Viața lui de la început, de la început și finalul nostru tot cu Hristos este. Ne naștem cu Hristos, trăim cu Hristos în această lume, în această cărare către Împărăția lui Dumnezeu, iar prin biserică trăim în anticamera sau sărănește spus în tinda Împărăției lui Dumnezeu. O avem aici, Împărăția lui Dumnezeu, prin biserică, în noi și în mijlocul nostru. Sunt două variante foarte interesante. Împărăția lui Dumnezeu în noi, din moment ce ne-am născut în Hristos, în taină, să te lipotez, și reînnoim această naștere la viața cea nouă de fiecare dată când ne împărtășim cu Sfintele Taine. Deci Hristos ia chip în noi, nu spune Sfântul Apostol Pavel, dar este și în mijlocul nostru. Adică avem această înconjurare de har și de darul al Duhului Sfânt prin biserică. De aceea, vedeți, sărbătoarea mare a cincizecimii care însemnează nașterea bisericii în istorie, ea continuă, nu se termină niciodată. Se desăvârșește în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune și Mântuitorul că pe biserică nici porțile iadului nu o vor birui. Ea este corabia pe mare acestei vieți. Dacă suntem în corabie, Hristos este acolo. Prin încercări, prin cazuri, totuși El ne duce dincolo. Dar e o călătorie împreună cu Hristos în această lume. Deci omul adevărat, creștinul adevărat, conceput și gândit în relația sa cu Hristos. Dacă existența noastră fizică ține din momentul nașterii, când ne naștem în mod firesc din părinții noștri,
așa ne îndoie Dumnezeu nașterea aceasta. Și ne vrea Dumnezeu în această lume cu un anumit scop, pentru că nimeni nu l-a întâmplare aici pe pământ, existența noastră fizică cumva se întrerupe la moment, existența noastră duhovnicească când începe, când ne naștem, ce ziceți? Când ne naștem la viața cea nouă, în baia naștem cele de-a doua, în botez. Acolo începe existența noastră duhovnicească cu Hristos. Și când se termină? Credeți că pe buza pământului? Nu. Ea trecem dincolo, din anticamera aceasta, în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, nu putem cugeta un creștin decât numai în relație cu Hristos. Fază să după aceea spune și un profesor a subliniat în câteva rânduri, mia viețuie este Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sfântul Apostol Pavel a fost cel care permanent s-a referit și a avut referință pe Hristos, pentru că El s-a născut a doua oară de Duhul Dumnezeu. Iubiți credincioși, mulțumim Domnului Profesor. Dacă sunt întrebări, vă rugăm, așa în limita timpului, de a fi la dispoziție, de însă ne va și răspunde. Domnul Profesor, eu vă respect. Dacă se poate rațional să reprezentăm pe Iisus și dacă dați să reprezentăm rațional. Așa cum a fost în Domnul. Cum a fost în Domnul. Sau unii care este simbolul preceptului pe care evreii vor cunoaște și să vor întoarce la Hristos. Sunt mai multe simboluri ale vieții creștine. Acum mă gândesc la pește. Mă gândesc la mandora. Mă gândesc la crucea lui Hristos. Alt simbol nu știu cum se poate face. Este statul caritativ al bisericii. Poftiți? Statul caritativ al bisericii. Este simbolul lui Hristos? Statul? Statul caritativ al bisericii. De aceea nu se fie sfârșit în lumii celui rău. Și atunci va începe cel bun care va arăta oare? Mă rog, nu este. Mulțumim frumos. Altul mai mare. Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia de la Matei, capitolul 24, cu 14, zice și se va propovădui această Evanghelie a Împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile. Atunci va veni sfârșitul. Deci ar fi și asta un semn adevărat. Și o întrebare acum, probabil puțin provocatoare, care este părerea Bisericii Ortodoxe despre Nostradamus, la care unor se face apel între ei. Vă mulțumesc! Mă rog, privite tot prin prisma finalității. Da. Nu m-am preocupat, vă spun sincer, scrierile sau personalitatea lui Nostradamus. Și nici nu sunt tentat să aflăm un lucru pe care urmează să se întâmple și să fiu atât de curios încât să ajung la ferească Dumnezeu chiromanție, la tot felul de modalități, magine, eu știu, interpretări numerologice. N-am fost niciodată curios în așa ceva. Acum, într-adevăr, în capitolul 24 și 25 de la Sfântul Evanghelie Sfântului, găsim toate, dacă vedeți, toată perioada aceasta care Hristos ne spune ultimele cuvinte până să fie răstignit și până să fie pus în oameni. Și, într-adevăr, când se va răspune procedura la toată lumea în lume, atunci va fi sfârșitul lumii. Dar, repet, nu este în grijă mea să știu. Să, într-adevăr, suntem mărturisitori prin botez și ar trebui să mergem să răspundem măcar la cei de acasă, la cei colegi la serviciu, nu știu pe unde mergem noi, să avem un cuvânt. Nu omenesc, ci ca și când ar fi vorbit Hristos. Nu sunt rădăcini, nu să-i facem morală, dar cu discreție ar trebui noi să ne mărturim.
bucurie de smerenie, ca văzând faptele voastre cele bune, să urmeze și credință. Așa că, când vă duci într-o excursie, colegiul de serviciu, e suficient să vă închinați discret în fața iconei Învierii și comenta nimica și să aveți o atitudine referențioasă față de Maica Staniță, să apeleți o rămânăriță, să dați un pomenit acolo și eventual, cum să mai duce la mănăstire, o sticlă de ulei sau ce duce din altă o pâine acolo și cineva care nu mai fost în asemenea experiență, va face după dumneavoastră afară. Eu m-am confruntat cu asemenea lucruri și ca student, cea mai mare problemă era că puteam să merg cu studenții la altă facultate sau mănăstire. Și păcăreața mea când mergem și cântăm o chitară pe munte. Sigur că și cântam, că eram tineri, mâncam ce găseam, în sfârșit, făceam foc pe tabără, cu frumusețea tinereții, cu limita decenței, dar până ajungeam la mănăstire. Și era suficient ca cineva să facă o închinăciune, o metanie mică, la mănăstire mai face și metanie mică. Dar nu ca să ne facă mănăstire. Și apoi toți, unul după altul, făceau acea metanie. Deși unul după altul nu a făcut în viață. Ulterior am auzit de profesoare de matematică din București, sau alți profesori, care într-o perioadă, școală altfel sau vacanță, au luat copii și s-au dus la mănăstire. Ei că nu făcuse, nu se gândise vreodată să urmeze așa. Așa și dumneavoastră, când sunteți la serviciu și vedeți că sunt oameni care nu postez, nu încercați să, nu știu, să arătați că eu postez, și tot la să serviți acolo ceva, ceva comie, un pahar de apă, de suc, de ceva, în sfârșit, o roșie, o fructă, să nu îi îndepărtați. Pentru că dacă noi suntem aleși și ei sunt doi, punem un semn între ei. Nu. Ci să-i apropiați și știți prea bine că poate dacă nu noi, părinții noștri, n-au ținut doar în jos. Și mai mult au miercuri, sau țineau un post mare, mai miercuri și vineri și în ultima săptămână. Aveți îngăduință cu toți și se întâmplă uneori să mâncăm de dulce și în post. Într-o zi de miercuri. Mi s-a întâmplat. Era mai rigid cu problema postului înainte. Sau știam că duminică nu se calcă, nu se face mâncare, nu se face absolut nimic. Și a fost situația în viață că Dumnezeu ne smerește. Că nu legea sau dreptatea este scopul vieții noastre, ci iubirea. Este firul roșu al legii Noului Testament. Și la ziua unui coleg am servit un fusec și o femeie a observat cu gătulțe. Și am zis, mă iertați, am și uitat la plecarea acasă și nu mai spus să iasă pe mine. I-am zis, Doamne, dar zic, este ziua dânsului și iubirea mea mare decât lege. Am ajuns la mănăstirea Bovoara. Era Maica Iustinia, a murit Dumnezeu să o iubească în dreptul. Și am ajuns cu autocarul din Levi, era profesor la Sfântul Acolație atunci. Maica, când a văzut zice, gata, băieți, la strană și-a dat poruncă la 9 și jumătate să se facă mâncare pentru bereu, pentru noi. Eu atunci am venit la sală, m-am angajat cu profesorul de seminar, am zis, cum mai asta? Nu știu, că e duminică? Și duminică se face treabă. Cum să pun în ea mai cine o să vă lasă la biserică să facă mâncare? Ei, după aia am înțeles. De ce făceam mai mult acesta? Pentru că noi avem după drum. Și era o fermentație. Și atunci ești luat un cobornământ. Și urmezi pe principiu, dar Hristos, dacă ai fost în locuit, cum ai făcut. Deci, ea, din iubire, a făcut acesta. Și iubirea e mai mare decât legea. Cu legea, nu legea mai răzbunată. Și ne bate unii cu alții. Și vede ce-a dat. Cu iubirea, înrădurăm și Duhul mereu. Spune Origen, și mai nu avem învățătoare credință pe linia gândirii lui, că la sfârșitul lumii știm de cei doi, adică și Duhul de Dumnezeu le va salva.
Nu ne putem pronunța în problema respectivă a apocatul stației, nu este treaba noastră, treaba lui Dumnezeu, dar, repet, nu-i treaba mea, să cunoaște și ce anticipare face constata, nu sunt problemă de așa ceva. Am mai spus unii că România este centrul în 1992, a fost o mișcare a lui Ierusalim. Că aici e grădina Maicii Domnului. Soi Dumitrescu Mușurei mi-a spus că pământul acesta gol că e de Sfință. Așa și este. Dar eu trebuie să cad cu ochii pe spate acum, dacă pământul plin de Sfinți, și am avut și Sfinții Chisorii, și Sfinții tipul Pricornice a lui Bucov, în secolul XVIII, cu adevărat mărturisitorul Ierusalimului. Nu înseamnă că eu de acum trebuie să mă cred în căruța Aerului și nu trebuie să mai fac nimic, că acum eu voi fi ales. Asta e o cancană și de asta eu vă spun că nu trebuie să mă intereseze cu tine ce va fi peste 5 ani sau peste 10 ani. Dacă voi fi cu gândul la Dumnezeu, sigur că Dumnezeu mă va îndrepta spre un lucru bun. Dacă eram ca atât, scuzați-mă, sau îndărătnic, găseam un motiv și spuneam, au fost două grupuri de excursioniști, nu mai pot să ajung la și în toate acelea, dar un motiv. Dar am zis, nu, activitatea aceasta misională este o mărturie, o mărturisire. Și dacă s-a străbuit și părintele și Domnul Stelian, care nu este aici, din motive de libertate, sigur că lucrarea respectivă este lucrarea bisericii. Și eu, ca și creștin botezat, sunt o mărturie, cum sunteți și dumneavoastră, toți suntem mărturii aici. Dacă nu am fost suficient de clar, vă rog să mai uitați la altă întrebare. Mai are cineva? Mai are cineva să întrebe ceva? Pe Domnul Profesor? Poate întrebare. Poate cuvintele ne-au mers la sfârșit. Dacă nu mai e nicio întrebare, încă o dată îi mulțumim pentru prezul și vă mulțumim și dumneavoastră pentru rugare. Să facem rugăciune și până o să vă mulțumim pe la casă de dumneavoastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, cuvine să-i poate vă rasă de fericire pe tine în Sfântul al Dumnezeu, cea pururea fericită și pururea binevată și Maica Dumnezeu Dumnezeu. Ceea ce este cinstită de Vicherubimii și mai slăbită fără de asemănare de care fără stricăciune de Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu, pe tine cea cu adevărată sfântoare de Dumnezeu, de Sfântul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Cu noi este Dumnezeu cu asta o vară și cu asta iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Se mântuiește un bucureștean? Da. Se mântuiește. Sfântul Calinic de la Cernica era bucureștean. Și când s-a dus la mănăstire și închei cu asta, m-a spus părintele de acolo, parcă Ieronim numește în ultima, când a ajuns la mănăstire, tânăr fiind, ochii au paște, starețul nu i-a dat voie să vină peste oameni. La 1800 și un pic. Și el era în ziua la 1780 și ceva. Și zice, notul, du-te în lume, că ești chipeș, ai ochii au paște, ești frumos, ești tânăr, du-te și te căsătorești. Nu l-a avut în asta. El, dacă a avut gândul că acolo e locul lui, a stat la poarta mănăstirii încă o seară și încă o seară. Și când a văzut că are dreptate, și a stat 3 nopți la poarta mănăstirii, l-a primit. Iată un exemplu de bucureștean care este sfânt. Așa că să nu vă pierdeți în legea Dumnezeu niciodată.